COC. Mihai Bobonete și-a anunțat soția că divorțează. Cum a reacționat Cătălina? Mihai Bobonete trăiește o poveste de iubire alături de soția lui încă din perioada adolescenței, iar de atunci se bucură de o căsnicie frumoasă împreună. Cu toate astea, actorul a anunțat-o pe partenera lui de viață că divorțează. Cum s-a întâmplat totul, dar și cum a reacționat aceasta? Mihai Bobonete, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din țara noastră, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția lui. Cu toate astea, într-o zi a anunțat-o pe partenera lui de viață că vrea să divorțeze. Cum a reacționat? Mihai Bobonete i-a spus soției lui că divorțează. În cadrul unui podcast pe YouTube, în timpul unei discuții cu Sorin Bontea, Mihai Bobonete a spus că face parte din prima generație care a ratat criza de 40 de ani, totul din cauza pandemiei. Actorul și-a surprins soția într-o dimineață cu veste neașteptată. Mihai Bobonete i-a spus Cătălinei că vrea să divorțeze, însă nici când de așa ceva partenera lui de viață i-ar fi spus că nu are cum să facă acest lucru pentru că era lockdown, iar din cauza virusului nu putea să iasă din casă și nici să facă actele. Cu toate astea, cu toții știm că Mihai Bobonete este un familist convins și nu a vorbit serios, iar bineînțeles că ne-am obișnuit cu glumele pe care le face. Eu fac parte din prima generație care ne-am ratat criza de 40 de ani. Noi nu am putut să avem criza bărbatului de 40 de ani, pentru că a venit pandemia exact când am făcut 40 de ani. Eu n-am putut să divorțez pentru o scurtă perioadă, n-am putut să mă duc la pe banii mei, n-am putut să mă tatuez unde divorțezi în pandemie, când n-ai voie să ieși din casă. M-am trezit într-o dimineață, m-a luat criza puțin așa și am zis, Cătălina, eu divorțez. Și am zis, Cătălina, lasă să treacă pandemia, a mărturisit Mihai Bobonete în cadrul unui podcast pe YouTube.